în Comisia Europeană pentru perioada următoare, 2019-2024, este implementarea unui sistem de prevenție a bolilor netransmisibile. Deoarece s-a calculat și anual, numai la nivelul Uniunii Europene, sunt cheltuiți peste 700 de miliarde de euro pentru tratarea bolilor netransmisibile. Și asta în condițiile în care cele mai multe din aceste boli pot fi prevenite. Și a doua concluzie a fost aceea că europenii petrec între un sfert și o cincime din viața lor într-o stare de sănătate precară. Cifrele arată cam același lucru. În 2008, din 57 de milioane de decese, 36 de milioane erau datorate unor boli netransmisibile. Afecțiuni cardiovasculare, cancer, diabet, și 12 milioane de decese erau datorate poluării, din aer și din apă. Deci nu se mai moare în ziua de azi atât de mult din cauza sărăciei și din cauza bolilor netransmisibile. Și din cauza bolilor netransmisibile care pot fi prevenite. Problema este că situația s-a îmbunătățit. În 2016 sunt cam tot atâtea decese, dar un procent mult mai mare este datorat acestor boli netransmisibile. Și toate datele sunt luate din rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății. Aici intrând absolut toate continentele, inclusiv Africa. 75% dintre bolile transmisibile pot fi prevenite. Și cred că este datoria noastră, a tuturor celor care ocupăm un turism de sănătate, să educăm oamenii și să reușim să-i convingem să facă niște mici schimbări în obiceiurile lor zilnice, astfel încât să prevenim apariția acestor boli, care se datorează stresului, de cele mai multe ori, a unei alimentații defectuoase, a lipsei mișcării, deci a sedentarismului și așa mai departe. Ar fi minunat că în bazele de tratament balnear, pe lângă tratamentul propriu-zis balnear, doctorii se insistă foarte mult asupra unui stil de viață sănătos și așa cum se numește unor mici obiceiuri care pot fi schimbate cu un efort minim. Trebuie doar să aflăm de ele. Și în acest sens o să vă rog să asistați la prezentarea domnului doctor Cucu exact pe această temă, a prevenției și cum pot bazele de tratament balnear să se implice. Ce ne le spun, o cum o fac. Ar fi minunat ca fiecare terapeut să poată să își învețe pacienții sau clienții, dacă vă văd în centru spa, cum să respire corect, cum să mediteze, cum să se alimenteze sănătos și așa mai departe. Dar nu ține numai de doctor, ține de fiecare angajat din resortul respectiv. Hipocrate spunea încă din anul 400 înainte, ale noastre ne dădea soluție. Cum putem să avem o stare generală de bine și vedeți și respira, masaje, alimentație echilibrată, mult aer proaspăt, muzică bună și mișcare regulată. Iar rutina vindecătoare de pentru oamenii bolnavi cuprindea îmbăiere, masaje, transpirație de la mișcare, limbă, sport, educație. Și revenind un pic și pe teritoriul țării noastre, teritoriul mai bun de la țara noastră, iată că de la Daci nu avem foarte multe, nu s-au păstrat foarte multe informații, dar știm dinainte de Daci, știm de la stămoșii noștri Traci, din dialogurile lui Platon, Socrate spunea că medicii Traci considerau că mai ales sufletului trebuie să-i dăm îngrijire, dacă vrem ca deopotrivă restul trupului și capul să o ducă bine. Deci vedeți că această relație corp-minte-suflet datează de mii de ani. Nu este o invenție actuală a centrelor spa, nu este pur și simplu o abordare wellness a zilelor noastre, datează de mii de ani, din anul 400 înaintea ale noastre. Și tot despre stilul de viață a vorbit foarte mult și doctorița Ana Aslan, care știți că
făcut acel celebru program de sentinelire, dar programul conținea anumite directive pentru un anumit stil de viață sănătos. Foarte pe scurt, cifrele pieței balneare și scanul acesta am realizat un studiu. În piața spală facem deja de 7 ani. În piața balneară este primul an în care îl realizăm. Și, din păcate, în primul grafic, cifrele pe total turism, total casări din turism în România datează în anul 2017, pentru că efectiv nu este informația de 2018. Dar cât la sută reprezintă piața balneară, asta este, este cifra pieței balneare din 2018. Deci primul grafic nu este chiar cel mai corect. Din 2.240.000.000.000 de euro, piața balneară are 288.800.000.000 de euro. Și considerăm că se poate mai mult, se poate mai mult dacă răspunde așteptărilor clienților noștri. Nu numai în ceea ce privește tratamentul balnear, vedeți, din 288.800.000.000 de euro cât s-au cheltuit în stațiunile balneare, tratamentele balneare reprezintă doar 24.300.000.000 de euro. Este foarte puțin, cifrele pot fi mult mai mari. Este că tratamentul balnear nu este scump în România, este foarte accesibil și puteți vedeți prețul mediu în 2008 al unui sejur balnear a fost de 700, de aproape 800 de lei. Iar din care prețul tratamentului balnear propozit a fost de 268 de lei. Deci este ieftin, dar cifrele pot fi mult mai mari dacă facem niște schimbări. Și nu trebuie neapărat să așteptăm niște modificări legislative. Este vorba ca fiecare hotel în parte să înceapă să facă să aducă niște îmbunătățiri în actuala abordare pe care o avem. Ne-am propus să începem o campanie națională de promovare a balneologiei românești. Și aici o să fie o campanie atât online, cât și offline. Contăm foarte mult pe jurnaliști, vom organiza mai multe infotripuri. Și cei care doriți să ne ajutați, să vă implicați, vă rog frumos să ne contactați pe parcursul acestui congres să ne spuneți. Vom organiza festivaluri în anumite stațiuni balneare care nu sunt foarte promovate. Vom ajuta primările care sunt domnice, evident. Noi ne venim la niște festivaluri de artă. Vom face studii de piață și aici domnul Victor Cazavei o să vă dea mai multe detalii pe o prezentare care va urma după pauză. Ne dorim să facem un astfel de studiu. Dar în plus, ne-am dorit foarte mult să mai facem și un alt tip de studii, nu numai de piață. De exemplu, în anul 2017, sau care, de fapt nu, în anul 2018, a fost publicat rezultatul la 23 de studii, despre care v-am vorbit și anul trecut, dar acum vreau foarte, foarte pe scurt. Studii despre retreat-urile wellness. 23 de studii în care au participat peste 2500 de persoane de toate categoriile sociale, de la pușcăriași, șomeri, până la clienții resorturilor de 5 stele, care aveau în comun faptul că aveau mai multe categorii, mai multe afecțiuni cronice. Aveau scleroze multiple, aveau cancer, aveau SIDA, aveau boli de inimă și afecțiuni mentale. Care, apropo, am uitat să vă spun, afecțiunile mentale vor provoca din ce în ce mai multe victime. Depresia și anxietatea și că sunt pentru o creștere exponențială, cu toate că vânzările de medicamente antidepresive la rândul lor au crescut foarte mult, dar depresia și anxietatea nu se tratează prin medicamente, se tratează tot prin un stil de viață sănătos. Revenind, în aceste 23 de studii s-au făcut măsurători înaintea retreat-ului, în timpul retreat-ului, imediat după retreat și periodic, timp de 5 ani, după un singur retreat. Deci participanții au urmat la un singur retreat. Și ce rezultate s-au observat? Reducerea greutății, lungimea telomerilor a crescut, ceea ce doctorii știu foarte bine că prin medicina noastră alopată este imposibil să facem
Dar mă vi se crească ei bine, dintr-o retreat de o săptămână, un retreat wellness, au crescut. Ar fi foarte frumos să facem și noi astfel de studii la nivel de cură balneară și să vedem ce rezultate obținem. Pentru că un astfel de studiu ne poate aduce foarte mult studii și în străinătate. Indiferent cum avansăm cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Turismului, cu problemele legislative pe care le avem, dacă avem astfel de studii care să arate concret care sunt beneficiile, vom avea și clienți mult mai mulți, care vor plăti din banii lor, nu vor aștepta casa de asigurări și așa mai departe. Vor fi foarte dorit să vină să se trateze la noi. Pe legislație, evident, știm cu toții că avem multe de rezolvat, nu mai intru acum în detalii, oricum să avem mâine o discuție pe această temă, discuție mai lungă. După cum vă spuneam și la infuzia de business celor care ați participat, avem o problemă cu medicii balneologi și sunt foarte puțini, sunt mult mai puțini decât am avea nevoie și căutăm soluții și în acest sens și domnul Vădulescu o să vă spună probabil tot în cursul zilei de mâine mai multe detalii despre o comisie medicală pe care ar trebui să o formeze la nivelul OTPR-ului. Suntem în discuții cu Centrul Național de Învățământ Turistic pentru a identifica niște soluții să rezolvăm problema lipsei angajaților din hoteluri și, în general, din tot ceea ce înseamnă turism. Și tot mâine vom avea și un panel pe resurse umane la care vă invit să participați. Cum vă spun, acela sunt multe oportunități de proiecte prin fonduri europene. Și unul la care sperăm să reușim să aderăm este, avem deadline-ul 24 octombrie, lucrăm acum la el, se referă la turismul sustenabil. Ce ne dorim noi, pe scurt, este să alegem o stațiune balneară, nu foarte dezvoltată, care este în curs de dezvoltare și știu că aici avem și câțiva primari de la Amara, de la St. George's Bay, de la Tășnat, poate stăm de vorbă și stabilim împreună care stațiune balneară să fie aleasă. Ne dorim să combinăm două mari obiective. Primul este să preluăm din acele blue zones, zonele în care trec cei mai mulți centenari din lume. După cum vedeți, sunt răsfirate pe întregul mapamond și ne-am aștepta ca oamenii din Statele Unite să aibă alte obiceiuri de viață decât cei din Japonia sau cei din Sardinia, din Italia, da? Logic așa ar fi, sunt tradiții diferite, sunt obiceiuri diferite. Ei bine, nu. În toate aceste zone sunt exact aceleași obiceiuri de viață și sunt oamenii care trăiesc cel mai mult și se cunosc, care sunt deja publicate până la ultimul detaliu. Tot ce trebuie să facem este să le preluăm și să vedem cum reușim să ne integrăm într-o stațiune balneară. O stațiune balneară care să fie un test, să vedem ce rezultate reușim să obținem. Și cum vom face asta? Prin această axă a fondurilor europene de turism sustenabil, am zis noi prin integrarea a minim 8 dintre obiectivele sustenabile pentru turism. Va fi un proiect transnațional, lucrăm cu CILA pe acest subiect și lucrăm din România cu clusterul balneoturistic Transilvania. Și mai multe detalii o să vă dea mâine colega noastră Enico de la clusterul balneoturistic Transilvania. Și alte inițiative, congresul, după cum știți, acum, într-o nouă formulă, vom vedea feedback-urile dumneavoastră și avem mare rugăminte să ne completați formulele de feedback înainte de a pleca, astfel că să știm și noi de următorul congres ce vi s-a părea interesant să abordăm, de ce să ne focusăm. Și totodată vă reamintesc că avem, începând de anul acesta, 3 evenimente infuzia de business pe an, evenimente la care invităm specialiști din zona business, nu din zona balneară, nu din zona turismului, ci din zona business. L-am avut ca invitat pe Sergiu Neguț la prima ediție. Pentru următoarele ediții o să vă ținem la curent. Ediția din toamnă va fi în noiembrie la Târgu de Turism. După aceea, în februarie, din nou la Târgu de Turism, deci vă așteptăm să participați și la Târgu de Turism. Și cea de-a treia va fi în luna mai. Vom sta de vorbă cu acești oameni care
au reușit și au avut rezultate absolut spectaculoase în business-urile pe care le-au condus. Și vom prelua acele idei, le vom lăsa un pic la infuzat, de aceea am și spus infuzia de business, și după aceea vă propun să discutăm împreună și să vedem ce putem să preluăm fiecare la nivel individual, dar și împreună pentru toată piața din România, astfel încât să crește. Vă mulțumesc frumos! Deci, vedeți, avem o paletă de preocupări foarte, foarte importantă și infuzia de tinerețe care o dă colega noastră, Ioana Marian, este foarte benefică. Cu tinerețea ei, cu experiența mea, vom putea face preocupări. Ceea ce ne preocupă și cred că vine foarte bine în terminarea ideilor Cila, e foarte bine să lucrează în această echipă, pentru că în unele locuri, și mă bucur mult că au venit cât la domn primar, mă bucur foarte mult pentru că dacă au venit, înseamnă chiar sunt interesați. Și de asta la mai nevoie. Noi nu să insistăm foarte mult pe ei, pentru că ei își cunosc foarte bine munca de acolo. Și împreună cu primarii, de fapt, fără primar, nu putea face nimic. Deci, în activitatea aceasta, cu acest program Blue Zones, care ar putea, pe adevăr, să aducă România pe harta acestui turism extraordinar și aici unde, de fapt, sunt oameni cu foarte mulți bani și care, într-adevăr, trăiesc foarte mult. Dar putem, într-adevăr, să ne repoziționăm poate într-un altă, pentru că, credeți noastră, partea de repoziționare este foarte complicată, foarte dificil. Lucrurile nu mai sunt așa cum erau și trebuie să mergem spre altă zonă. Sunt foarte multe lucruri ambițioase pe care avem noi în vedere și îl facem cu oameni pentru oameni și îl facem într-o echipă. Deci, apelul făcut de Cila către medicii, partenerilor și în special și către partea de cercetare aici, domnul Constantin Mâncare, domnul Dorogaru, și alți medici tineri și foarte preocupați de această zonă, e într-adevăr să putem să strângem echipa și putem să facem un foarte bine și prietena mea, doamna Dr. Bazin, care este cu tineră și pe interesatul de prin urmă mea. Dar sigur, vine din urmă cei tineri pe care îi încurajez foarte mult, pentru că aici este viitor. Mulțumesc, Ioana. Urmează Mike.